În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Iubiți credincioși, preacucerniți părinți, în ziua de astăzi, 30 ianuarie, prăznuim soborul Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Pe acestea trei sfinți părinți, Vasile cel Mare, Grigorie, Teologul și Ioan Gură de Aur, îi sărbătorim astăzi la oaltă, ca pe cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii din toate timpurile din istoria creștinătății. Viața lor sfântă și învățăturile lor alcătuiesc niște îndreptare ale ortodoxiei vrednice de toată lauda și încrederea. Ei arată treapta cea mai înaltă, drumul împărătesc în Biserica Ortodoxă. Ei sunt adevărate și adevărați ctitori ai Bisericii Ortodoxe și pe lângă darul tălmărucirii Sfintei Scripturi, ei s-au învrednicit și de înalta treapta arhieriei. Ei sunt cunoscuți îndeopște sub numele de Sfinții Trei Ierarhi, trei luceferi ai dreptei credinței, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubiți credincioși, prăznuirea praznicului de astăzi a fost în acest chip. În zilele împărăției lui Alexos, împăratul Comneanul, din anii 1081-1118, s-a făcut împărțire și deosebire între cei trei mari ierarhi. Unii cinsteau mai mult pe Vasile cel Mare, zicând despre el că este înalt la cuvinte, ca unul ce a cercetat și a luminat firea lucrurilor prin sine și cum că este atât de mult îmbunătățit de a-l asemăna pe el cu îngerii, căci nu făcea pogorământ legii, nici ierta cu lesnicie și era greu la obicei și aspru, neavând la sine niciun lucru pământesc. Alții cinsteau pe cuvântătorul de Dumnezeu, Grigorie, cel din Nazians, el a întrecut înțelepciune și învățătură pe toți dascălii cei vestiți, cum că el și pentru frumusețea cuvintelor și înflorirea lor, pentru că era și poet bisericesc. Aceștia ziceau, cum că înțeleptul Grigorie biruie pe toți și de aceea acestuia îi se cuvine întâietatea. Alții ziceau că Ioan Gură de Aur, ca și cum ar fi fost la învățătură mai cu pogorământ omenesc și cum că el mai cu înleznire povățuia pe toți și chema către pocăință. Deci îl cinstim mai mult pe el decât pe Vasile cel Mare și decât pe Grigorie Teologul, atât pentru mulțimea cuvintelor celor de aur cugetătoare, cât și pentru înălțimea și pentru adâncimea gândului și în tainele teologiei.
Și unii se ziceau vasiliteni, alții grigoriteni și alții ioniteni. Și neînțelegerea ajunsese atât de mare încât creștinii se împărțeau în cete, care se dușmăneau între ele, desfăcându-se cinstirea lor, piatră de potegnire. Sfânții ierarhi n-au răbdat o ruptură ca aceasta. Drept aceea s-au arătat ei mai întâi câte unul, apoi toți de olaltă, unui episcop înțelept care păstorea în acea vreme cetatea evastenilor, anume Ioan Arhiereul, în anul 1084. Și i-au grăit așa: după cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nicio vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi în timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor, cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea, de chem pe unul vin și ceilalți doi. Drept aceea, sculându-te, poruncește celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi, că nevoința noastră cât a fost în viață și după moarte a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pacea și unirea. Deci, împreunându-ne într-o zi, când ți se pare ție că este de cuviință, fă nou praznic cuvincios, apoi spune și celorlalți care vor fi mai pe urmă cum că noi suntem una la Dumnezeu și noi ne rugăm negreșit și milocim înaintea lui Dumnezeu pentru toată lumea, pentru mântuirea lor. Și vor consăvârși praznicul pomenirii noastre, așa cum vei arăta, arhiereule Ioane. Acestea zicând, i se părea că Sfinții se înalță la cer, strălucind cu lumină nemărginită și chemându-se unul pe altul pe nume. Desculându-se acel minunat om, adică Ioan Arhiereul al evastienilor, a făcut precum i-au poruncit lui Sfinții, potolind mulțimea și pe toți cei care se sfădeau mai înainte. Astfel, episcopul Ioan, găsind în luna ianuarie, prăznuindu-se toți trei sfinți ierarhi fiecare separat, adică la 1 ianuarie Sfântul Vasile cel Mare, la 25 ianuarie Sfântul Grigorie Teologul, iar la 27 ianuarie Sfântul Ioan Gură de Aur. Apoi i-a unit pe toți la 30 ianuarie, împodobindu-se pomenirea lor cu canoane, cu tropare, cu acatist, cu laude, cu liturghie precum li se cădea lor. Toate închinate sfinților trei ierarhi, Vasilie, Grigorie și Ioan Gură de Aur. Iubiți credincioși, Sfântul Vasile cel Mare s-a născut la anul 330 dintr-o familie evlavioasă din Cezărea Capadocia. Mama sa se numea Emilia, iar tatăl său, rectorul Vasile. El era unul dintre cei 10 frați, dintre care 3 vor fi episcopi. Vasile cel Mare,
Grigore de Nisa și Petru de Sevasta. Cinci vor fi monași, cei trei dinainte, plus Naucraticos și Macrina cea tânără. Vor fi șase sfinți în marea familie, Sfânta Macrina cea bătrână, Sfânta Emilia, Sfântul Vasile, Sfântul Grigore de Nisa, Sfântul Petre de Sevasta și Sfânta Macrina cea tânără. Sfântul Vasile și-a făcut educația întâi în familie cu tatăl său Vasile, cu sora sa Macrina, apoi în școlile din Cezarea Capadocia, unde cunoaște pe Sfântul Grigore Teologul. Pe urmă la Constantinopol și în fine la Atena a avut profesor pe vestiții, profesor Pelibanius, Proheresiu și Himeriu. Închegă o prietenie vestită cu Sfântul Grigore de Nazianz. Viața lor studențească e un model pentru teologii de totdeauna. Cunoșteau doar două drumuri, al școlii și al bisericii. S-a întors în patrie pe la anul 355, a profesat câva timp retorica, dar a fost câștigat pentru misiunea bisericească de sora sa Macrina. A reînființat în lume și a intrat în monahism, a făcut o primă împărțire a verii sale la săraci, a călătorit pentru cunoașterea monahismului în Siria, Palestina, Egipt și Mesopotamia. S-a întors hotărât să organizeze viața monahală după reguli de monahale, de obște, viața de obște. Pentru acest scop, cheamă pe Sfântul Grigorie Teologul la mănăstirea înființată de el în pont pe malul râului Iris, nu departe de satul Anesis. Aci el îmbine munca manuală cu rugăciunea și râvna caldă intelectuală, aci el scrie regulile vieții monahale, regulile mari și mici, și pune bazele filocaliei cu Sfântul Grigore Teologul de Nazianz. În curând este chemat la episcopat de Eusebiu și este hirotonit preot în anul 364, spre a-i se încredința pastorația episcopiei. După un conflict trecător cu episcopul său, se împacă cu acesta în anul 368, cu prilejul unei mari foamete. Sfântul Vasile organizează admirabil asistența socială și făcu a doua împărțire a verii sale a săracilor. În anul 370 este ales episcop mitropolit al Cezareei Capadociei, cu o dârză opoziție din partea adversarilor. În urma atitudinei neînfricată contra arienilor și a manevrelor împăratului Valens, diocezia sa s-a împărțit în două. În interiorul eparhiei, Sfânt Vasile s-a impus printr-o uriașă activitate dogmatică, pastorală și socială. Nu s-a lăsat înfrânt de ariene. A înființat instituții de asistență socială, azile, spitale și de leproși, școli tehnice, mese pentru săraci, o școală pentru educarea fetelor fără sprijin părintesc, de asemenea și pentru băieți. Toate acestea așezământe erau cunoscute sub numele de Vasiliade. A luptat pentru alinarea suferințelor celor mulți și mai ales pentru cei săraci, criticând pe cei bogați și nemilostivi. A împodobit serviciul divin cu Sfânta sa liturghie,
voliftele Sfântului Vasile și rugăciunile de la Sfânta Împărtășanie și multe, multe scrieri în multe volume. Sfântul Vasile a fost un mare animator în lupta contra arienilor. El a dat o lovitură grea acestei erezii, a luptat, a ajutat pe tineri la învățătură, a menținut legătura cu profesorul său Libanius, a fost pretutindeni prezent, a fost mare preot, mare liturghisitor, mare pedagog, mare prieten, mare organizator, mare om de știință, a fost numit un roman printre greci, a murit la 1 ianuarie 379, având plâns de toți și numit de atunci cel mare, avea 49 de ani, foarte tânăr, la fel ca Mihail Eminescu a murit la vârsta aceea. Iubiți credincioși, Sfântul Grigore de Nazianz, teologul, Sfântul Grigore de Nazianz se naște la anul 330 la Arianz, aproape de Nazianz, ca fiu al episcopului Grigorie. Mama sa Nona, o creștină pioasă și de o rară energie și contribuție la convertirea soțului ei, 325, și capătă pe fiul său Grigorie în urma unei calde rugăciuni către Dumnezeu. Ea are o mare influență asupra formării sufletești a fiului ei, așa cum a avut-o Emilia și Macrina cea tânără asupra lui Sfântul Vasile cel Mare. Grigorie are un frate Cezar, medic învățat, și o soră Gorgonia. Sfântul Grigore primește pregătirea elementară în casa părinților săi, face apoi studii la Cezarea Capadociei, unde cunoaște pe viitorul său prieten, pe Sfântul Vasile cel Mare, apoi la Cezarea Palestinei, bogată prin biblioteca și amintirea lui Origen, la Alexandria și, în fine, la Atena cea de aur. La Atena are ca profesor pe Himeriu, pe Proferesiu. Viața sa de student, prietenia trainică, care se încheagă pentru totdeauna cu Sfântul Vasile, succesele lui la studii, renumele lui și al prietenului lui, sunt povestite, amănunțit în operele sale autobiografice. Despre viața sa și necrologul la moartea Sfântului Vasile, stă la Atena aproximativ 8-9 ani, apoi este chemat de Sfântul Vasile la mănăstirea înființată de acesta pe malul râului Iris din Pont. Acea lucrează cu prietenul său la alcăturia primei filocalii. Este hirotonit diacon, preot și apoi episcop de Sasima, împotriva voinței lui. Vorbitor născut, poet și mare teolog, Sfântul Grigore și-a câștigat numele de cuvântătorul de Dumnezeu, adică renumele de teolog. Sfântul Grigore, teologul, tălmăcind pe înțeleptul și înțelesul oamenilor din timpul său, a tălmăcit taina Sfintei Treimi, chemat la Constantinopol, cetatea care căzuse atât de mult în rătăcirea lui Arie, întrucât în toată capitala Imperiului nu mai rămăsese decât o biserică ortodoxă, Biserica Învierii. Celelalte erau ariene. După 5 ani de cuvântări în această Biserică a Învierii, Anastasis,
Starea lucrurilor s-a schimbat invers în toată capitala. Nu mai rămăsese decât o singură biserică a lui Arie, toate celelalte fiind ortodoxe. Pentru aceasta a fost ales patriarh al Constantinopolului și a condus ședințele sinodului al doilea ecumenic de la Constantinopol de la anul 381 pe timpul împăratului Teodosie cel Mare. Sfântul Grigore teologul este una dintre cele mai mari podoabe ale literaturii și gândirii patristice din secolul de al patrulea secolul de aur al creștinătății. Mare predicator și orator, mare poet al bisericii și al creștinătății, el a scris catavasile de la nașterea Domnului: Hristos se naște, măriți-l, Hristos din cerul întâmpinați-l, Hristos pe pământ înălțați-vă. Sfântul Grigore, teologul, moare la vârsta de 60 de ani, închinându-și viața în plină activitate poetică și ortodoxă. A plecat din această lume profundul gânditor al teologiei răsăritene. Iubiți credincioși, vreau să vă spun câteva cuvinte și despre Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur se naște la Antiohia, la 354, dintr-o familie foarte bogată. Tatăl său, Secundus, mare dregător militar și om de încredere al curții imperiale. Mama sa, Antuza, rămasă văduvă la 20 de ani, se dedică cu râvnă și perseverență educației fiului său, crescând pe fiul său Ioan în cea mai mare curăție sufletească. Educația clasică o primește de la retorul Libanius și de la profesor Andragatius. Începe să profeseze retorica, vorbind admirabil. În floarea vârstei este chemat spre preoției, dar fuge, scriind cel mai mare tratat despre preoție. La 2 ani după botez, își pierde mama. În anul 381 este făcut diacon, apoi în anul 386 este făcut preot de episcopul Flavian și primește misiunea de predicator. Geniul său și arta lui oratorică îi dusese numele până departe. El predica nu numai biserica mare și frumoasă zidită de Sfântul Constantin cel Mare sau în biserica cea veche, Palia, ci în toate bisericile din Constantinopol și din Antiohia și din împrejurim, în fiecare duminică și sărbătoare. Sfântul Ioan își creează o celebritate nemuritoare încât îi se va da supranumele de Hristostom, adică gură de aur. În timpul celor 12 ani de preoție din Antiohia, Sfântul Ioan a desfășurat o prodigioasă activitate misionară și predicatorială. A convertit pe eretici, îndeosebi pe arienii anomei. După moartea patriarhului Nectarie al Constantinopolului, în anul 398, Sfântul Ioan este chemat patriarh al capitalei Constantinopolului. Începe o activitate predicatorială unică în istoria creștinismului. Combate luxul și lăcomia, bogăția și desfrâul, intrând în conflict cu împărăteasa Eudoxia și cu Eutropiu, primul ministru imperial. Trimite misionari în părțile pământului nostru strămoșesc în Dacia Romană.
din cauza intrigilor de la curtea imperială și în special al împărătesei Eudoxia, Sfântul Ioan Gură de Aur este înlăturat, iar împăratul Arcadie, care era foarte slab, l-a exilat în Bitinia, dar din cauza revoltei poporului care își cerea păstorul și din cauza unui cutremur de pământ, patriarhul este chemat și primit în triumfal în Constantinopol. Eudoxia, împreună cu episcopul Teofil, țes noi intrigi. Sfântul Ioan este din nou exilat în Cucuze, în Armenia Mică. El moare pe drum spre această localitate, la Comane, în Pont, în ziua de 14 septembrie 407, cu aceste cuvinte pe buze. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Sfântul Ioan Gură de Aur a fost predicatorul prin excelență al Bisericii Ortodoxe, alcătuit cei alături de cei doi mari capadocieni, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigore de Nazianz, numiți toți trei mărdascări ai lumii și erarhi. El este și astăzi modelul ideal al vorbitorului bisericesc. Cuvântările sale pline de sufletul că e blaviei și deosebită înălțime și de cugetare monaforală sunt mereu actuale. Sfântul Ioan a fost unul dintre cei mai mari păstori ai bisericii creștine. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie un tratat despre preoție, liturghia care îi poartă numele, se săvârșește aproape în tot timpul anului. Moliftele Sfântului Ioan Gură de Aur, alături de moliftele Sfântului Vasile, rugăciunile de la Sfânta Părtășanie, cred, Doamne, și mărturisesc, acestea sunt ale Sfântului Ioan Gură de Aur, că Tu ești cu adevărat Fiul Dumnezeu celui viu. Și o operă teologică de 18 volume. Iubiți credincioși, acum am să vă spun despre toți trei la oaltă. Cei trei ierarhi au trăit cam în același vreme, adică în secolul IV, secolul de aur al creștinătății, și toți trei au adus ortodoxiei și bisericii chezășia și strălucirea sfințeniei. Erau învățați în înalte științe, în înaltă știință de carte, cunoscând adică nu numai adâncurile învățăturii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, moștenită de la Sfinții Apostoli, și prețuiau în asemenea și toată știința și filozofia vremei lor în favoarea credinței creștine. Din pricina învățăturilor greșite ce se iubiseră, învățătura lui Arie, ereticul, și lui Macedonie, care era contra Sfântului Duh, Sfinții Trei Ierarhi au dus o luptă grea și fără încetare pentru adevărata înțelegere, pentru păzirea dreptei credinței apostolice cu privire îndeoseb la dogma Sfintei Treimi, cea mai de seamă taină a credinței noastre creștine. Și învățătura lor a rămas învățătură ortodoxă de atunci și de totdeauna. Toți trei au avut mame evlavioase care le-au insuflat o puternică credință în Dumnezeu. Mama Sfântului Vasile cel Mare a fost evlavioasa Emilia. Pe mama Sfântului Grigorie o chema Nona, iar pe mama Sfântului Ioan Gură de Aur o chema Antuza, care s-a săvârșit Antuza la vârsta de 20 de ani,
închinându-și toată viața ca să-și dea bisericii pe cel mai mare predicator al Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Acestor mame evlavioase, creștinătatea de totdeauna le datorează admirația și recunoștința pentru că au făcut din fiii lor să strălucească pe cerul bisericii cei trei luceferi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Ar trebui ca și astăzi mamele să facă același lucru cu fiii lor. Toți trei acestea sfinți părinți ai bisericii și-au făcut studiile teologice la cele mai vestite școli din vremea aceea, Cezarea Palestinei, Antiohia, Constantinopol și Atena, având ca dascăl pe cei mai vestiți profesori din acel timp. Toți trei au fost studenți eminenți, însușindu-se o cultură multilaterală, încât despre Ioan Gură de Aur, profesorul său, rectorul Libanius, spunând că dacă nu l-ar fi furat creștinii, l-ar fi rânduit urmaș la catedra sa, dacă nu l-ar fi furat creștinii, dar l-au furat spre folosul ortodoxiei. Doi dintre ei, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz sau teologul, au legat o prietenie strânsă care au rămas peste veacuri un simbol și un model de prietenie adevărată. Toți trei au fost scriitori de seamă, mari dascăli ai creștinătății, apărători ai ortodoxiei, păstori de suflet, cu multă dragoste de Dumnezeu și de oameni. Toți trei au avut chipuri sublime de erarhi, identificați cu darurile și durerile oamenilor din vremea lor. Toți trei au împletit în viața lor, în propovăduirea Evangheliei, rugăciunea cu munca, contemplația divină cu activitatea practică, teologia cu viața practică, idealul cu realitatea iubirii de oameni, milostenia, postul și rugăciunea. Această unitate a sfinților trei ierarhi nu a anulat modelul personal al lor, în care fiecare a fost un mărturisitor al lui Hristos personal. Sfinții trei ierarhi sunt pomii cei mai roditori ai creștinătății, cu frunze și fructe, cu pace adevărate, a iubirii pentru aproapele. Iată de ce se numără luceferi ai creștinătății, permanent aprinși în candela adevăratei credinței creștine. Ei sunt coloana nesfârșită a tezaurului teologiei și liturgic pe care s-a grebat viața lor în Hristos. Și sacrificiul lor, neprecupețând pentru salvarea omului din ghearele nedreptății. Voind să explice aceasta a personalității lor în unitate slujirii lui Hristos, cercetătorii vieții lor au spus că Sfântul Vasile cel Mare ar fi brațul care lucrează, Sfântul Grigorie de Nazianz, capul care cugetă și Sfântul Ioan Gură de Aur, gura care vorbește. Alții au spus că au aceeași inimă care bate în trei trupuri. Sfinții trei rar sunt socotiți patronii ai școlilor noastre teologice. Seminarul din București are ca patron pe Sfântul Grigorie, teologul,
iar Institutul Teologic din București pe Sfinții Treierari Vasilie, Grigorie și Ioan Gură de Aur. Să ne rugăm și să cerem de la voi, Sfinților, să vă aduceți aminte și de noi, care suntem nevrednici, ca bine primită să fie rugăciunile noastre. Să păziți biserica în pace, precum ați lăsat-o, pentru ca și noi să ne învrednicim a dobândi acea negăită veselie și prea dulce bucurie, întru tot lăudată și mai presus de ființă, Sfânta Treime, ca împreună cu voi să slăbim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Cei ce ați fost întocmai la obicei cu apostolii și lumii învățători și Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare, mare milă, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Mulțumim.